ziua și bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube. Sunt Nicu și astăzi vă vorbi despre acest dispozitiv care cu timpul de la invenția sa și până în zilele noastre ne-a usurat munca și nu numai munca și implicit cam toate activitățile depinde acest dispozitiv inventat cu mai bine de 200, mai exact 300 de ani în urmă. Este vorba de motorul electric. Ca să ne facem o idee mai bine despre cum funcționează acest motor, am luat un motor de curent continuu. Acest motor este un motor destul de bun pentru studiu, să zicem așa. Și vom înțelege cu exactitate cum funcționează acest ansamblu dispozitiv, fără de care în zilele noastre civilizația ar lua o altă întorsătură. Haideți să vedem despre ce este vorba. Michael Faraday, pe care le avem în imagine, este primul inventator care a contribuit la dezvoltarea motorului electric, deci practic se presupune că el l-ar fi inventat, deși există dovezi, se recunoaște mai recent că acest motor electric este de fapt inventat cu câteva milenii în urmă, dar ne bazăm mai mult pe ceea ce cunoaștem în prezent. Michael Faraday, născut 22 septembrie 1791, 1862, este un fizician și chimist britanic care cel mai bine cunoscut pentru descoperirile sale este privitor la inducția electromagnetică și, bineînțeles, implicarea sa în legile electrolizei. În practic, acest inventator a avut o contribuție importantă și la dezvoltarea bateriilor electrice. Avem aici o schemă simplă pe care se bazează orice motor electric. După cum vedem, în prezența unui câmp magnetic permanent, în acest caz, avem o spiră care este conectată la o sursă de tensiune și, datorită principiului de bază care stă la baza funcționării motorului electric, forța Lorentz este acea forță cu care într-un câmp magnetic permanent este o spiră parcursă de curent electric, produce la rândul ei un câmp electromagnetic și această forță stă la baza funcționării motorului electric și, pentru a înțelege mai bine această forță Lorentz, este interacțiunea dintre câmpul electromagnetic și câmpul magnetic, sau interacțiunea dintre câmpul electromagnetic și alt câmp electromagnetic. Deci, practic, acești magneți orientați cu nord respectiv sud pot fi înlocuiți cu bobine care generează la acțiunea curentului electric, la circulația curentului electric prin ele. Acele bobine vor produce un câmp electromagnetic, iar interacțiunea acestor spire care sunt conectate la sursa de curent este una foarte proeminentă, să-i spunem așa, este o interacțiune foarte mare și atunci acest rotor va avea tendința de a se roti într-un sens de rotație dat de polaritatea sursei de alimentare, plus și minus, după cum vedem aici. Inversând această polaritate, o să avem un sens contrar, pentru că, după cum vedem aici, această săgeată care ne indică sensul curentului electric va fi în sens contrar și atunci opunerea forței magnetice față de stator, punerea forței magnetice a rotorului față de stator, va fi de sens contrar.
avem acest colector de sarcini care este conectat la la două perii colectoare, care la rândul lor sunt conectate la o sursă de alimentare pentru a se inversa sensul de fiecare dată când va ajunge la 180 de grade, când se va roti la 180 de grade acest rotor, polaritatea va trebui inversată pentru că ea o să ia un sens contrar. Și trebuie să inversăm la fiecare unghi, trebuie să inversăm polaritatea pentru a se roti rotorul, pentru a se roti în permanență. Camura electrotehnicii care se referă la ansamblele, la sistemele sau la dispozitivele care sunt în mișcare, se numește electrodinamică. Și pentru a înțelege mai bine funcționarea motorului electric, avem nevoie de, nu este obligatoriu, dar este recomandat ca să avem idee ce înseamnă forța Lorentz. Forța Lorentz este definită, notată cu F, este definită ca fiind sarcina în mișcare, Q, înmulțit cu viteza viteza aflată în acele piese în mișcare și, bineînțeles, câmpul magnetic notat cu B. Și pentru a afla cu ce viteză se rotește acel rotor pe care l-am văzut mai devreme, avem nevoie de această formulă de calcul, care este definită forța Lorentz, și bineînțeles mai avem și forța lui Laplace, care se notează cu FL și este dată de intensitatea înmulțit cu lungimea înmulțit cu fluxul electromagnetic, cu câmpul electromagnetic. Deci avem cele două formule de calcul de bază care aflăm atât viteza cât și forța unui motor electric, indiferent de construcția lui. Tot pentru a ne da seama, pentru a ști mai cu exactitate cum se rotește acest motor electric, deci după cum vedeam în acea schemă, avem un... Vedem să se observe mai bine. Avem un rotor care e un stator. Acesta este statorul motorului. Indiferent de construcția motorului, avem stator și rotor. Deci acesta este statorul motorului pentru că el nu se rotește, el stă pe loc. Are doi magneți, cum observăm. Unul orientat cu polul nord înspre rotor și unul cu polul sud înspre rotor. Pe orice motor electric o să întâlnim aceste notații care, în cazul acestui motor, scrie doar tensiunea de alimentare. Este un indiciu foarte important. Este recomandabil să citim pe eticheta unui motor sau pe ștanța care o are sau ce are acolo o plăcuță pe el și să citim acele caracteristici tehnice, cele care sunt notate, bineînțeles, pentru că nu la toate motoarele sunt notate. Acest corp al motorului este statorul. Avem ansamblu care este în mișcare, rotorul. Acesta este format din niște bobine și el se rotește pe alunecă, axul central alunecă pe niște lagări sau pe niște rulmenți, depinde de construcția efectivă a motorului. Rulmenții de regulă sunt utilizați pentru a avea o fiabilitate mai bună, de regulă. Avem aceste bobine ale motorului, cu cât sunt mai cu număr de spire mai mare, cu atât motorul se va alimenta la o tensiune mai mare. Și cu cât sunt mai
mai groase ca diametru și mai puține ca număr de spire, atunci o să avem un motor de o tensiune mai mică. Și bineînțeles, dimensiunea motorului ne dă indiciu că motorul este unul mai puternic. Aceste bobine au un produc sub acțiunea curentului electric cu ajutorul acestui colector cu care colectăm sarcinile electrice de pe perile colectoare. Le avem aici, avem două perii colectoare care se conectează la sursa de alimentare și acestea vor avea o polaritate plus și minus. Să luăm un exemplu, să zicem că acesta este plusul și acesta minus. La conectarea perilor colectoare pe acest colector de sarcini, fiecare bobină o să fie parcursă de curent electric și la rândul ei o să disipe un câmp magnetic în jurul ei, iar rotorul se va roti în sensul de rotație dat de polaritatea sursei de alimentare, deci practic inversând sensul sursei de alimentare vom inversa și sensul de rotație al rotorului. Avem la fiecare unghi în care se rotește se va schimba această lamelă, va trece în la celălalt, să presupunem că această lamelă este alimentată inițial cu plus. La interacțiunea câmpului magnetic cu câmpul electromagnetic de pe circuitul rotoric, atunci o să se rotească un pic și această lamelă o să treacă la cealaltă perie colectoare și o să se inverseze sensul și astfel mișcarea de rotație o să fie perpetuă. Acestea sunt părțile componente. La acest motor mai avem și niște paleți de răcire pentru care au nevoie și de o răcire cam în orice model de motor electric, orice, indiferent de construcția lui, are nevoie de o răcire. Sunt însă și excepții. Și avem o fantă de răcire. După cum spuneam, avem și axul rotoric care este conectat ori la rulmenți, ori la... Deci în ambele cazuri avem, bineînțeles, șaibe care să protejeze colectorul să nu aibă o fricțiune față de rulment sau față de bucșa pe care alunecă acest rotor, și pe axul motorului vor fi conectate fulii, gheare sau aceste pinioane cu care vom antrena în exterior mișcarea cinetică pe care o produce acest motor. Sper că v-a fost de folos acest material video. Dacă nu de folos, eu știu cel puțin pentru completarea cunoștințelor sau pentru recapitularea cunoștințelor. Iar acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!